Salutare tuturor! Noi suntem Emilia și Valentin și bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi continuăm partea 1 din cum arată fi bântuit în sezonul 3. Salutare tuturor! Noi suntem Emilia și Valentin. Bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vom filma partea 1 din sezonul 3 al cum are case bântuite, seria voastră preferată de pe acest canal. Astăzi vom vedea ce se va afla în curtea bisericii și vom vedea și noul sigiliu cum arată. După cum știți, sigiliile se schimbă de la un sezon la altul. Nu credeam că vom ajunge aici. Avem 15 părți pe canal, 15 indicii, foarte multe. Niciodată nu credeam că vom ajunge până aici. Mă așteptam să ne dăm bătuți ca la seria cu Harry Potter, unde am găsit doar 3 sau 4 indicii. O să vă las aici un cadru cu harta care i-am făcut poză și noi o să căutăm pe aici prin curtea bisericii. Începem căutarea. Eu voi căuta în partea stângă și Valentin în partea dreaptă. Uitați noul sigiliu al sezonului. Este mov cu negru acum. Suntem foarte, foarte bucuroși și avem emoții. În sezonul acesta îi voi da lui Valentin să deschidă sigiliile. Așa arată, haideți să vedem ce scrie în scrisoare. "4 martie 1236. Dragă Emilia și Valentin, nu v-am mai scris de foarte mult timp o scrisoare. Bine ați venit în noul sezon. În acest sezon, sezonul 3, veți avea de găsit indiciile marcate pe hartă și niște indicii separate. Când le veți avea pe cele separate, vă voi scrie în scrisoare. După cum ați aflat, acest sezon va fi mai palpitant cu mai multe aventuri, fiind de asemenea mai greu. După ce veți termina acest sezon, veți găsi ceva foarte important. Veți avea neapărat nevoie de el pentru a termina aventura și pentru a găsi comoara. V-am pus o vrajă în ștampilă. Nu trebuie să vă speriați în privința animalelor. Aceasta constă în faptul că atrage animalele, cum ar fi șerpii, și după ea alungă, atunci când ajungeți la indiciu. Următorul indiciu se află în primul loc marcat cu X. Vă urez succes! Cu drag, August!" Nu ne vine să credem. Aici chiar nu știm dacă vraja este adevărată. În episodul 5, mi se pare, din sezonul 2, am și spus că încep să apară gușterii, dar dacă această vrajă este adevărată, nu va mai trebui să ne temem. Deoarece jos sunt foarte mulți boschiți și au început să apară și șerpii și gușterii, vom pune scrisoarea în următorul plic, deoarece acesta s-a rupt aproape de tot. Sigiliul nu este chiar atât de interesant, este doar mov cu negru, dar este mai diferit și este bine că sunt diferite sigiliile, pentru că ne putem da seama care indicii sunt din sezonul 2 și care indicii sunt din sezonul 3. Că tot vine vorba din sezonul 3, vom da tot indiciilor.
că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați și butonul de like și să vă abonați pe canalul meu și pe canalul lui Valentin, care se află în descriere. De noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!